Asta e pofta pe care ai poftit-o de 4 ani încoace sau de când îți dorești să fii candidat PSD măcar? Îmi doresc undeva de prin 2016. Cine sunt căpușele? Incredibil, nu mi-aduc numele exact aminte, era ceva cu metal în nume. Incredibil, sunt câștigătorii tradiționali, a spune, ai tuturor contractelor. E Felice Ovanesian iepuraș electoral pentru Horia Constantinescu? Nu cu siguranță. Va reveni Felice Ovanesian în mandatul lui Horia Constantinescu dacă va exista pe post de city manager? Cu siguranță nu. Mi-aduc aminte, în campania din 2020, unul dintre contracandidați vedea construit metroul. Nu îmi doresc să fiu locomotiva unor vagoane cu frâna de mână trasă și pline cu bolovani. Este nevoie să ne contrazicem, este nevoie să ne ascultăm unii pe ceilalți pentru a înțelege ceea ce este mai bine pentru oraș. În momentul ăsta, echipa de consilier local a PSD-ului este una de executanți anonimi, iluștri... Asta o spuneți voi. Un oraș nu trebuie să fie ca o bătrânică care își forțează tinerețea fardându-se și îmbrăcându-se chicios. Minoritățile trebuie să aducă problemele acestora și să nu mai fie o masă de manevră din 4-4 ani. Odată la 4 ani ne dăm seama ce am greșit la alegerile precedente, 30 de ani în care am votat emoțional, nu-l votez pe ăla că cine știe ce, îl votez pe ăsta că mai puțin prost decât celălalt. Nu sunt neapărat un om foarte popular și am nevoie de oameni mai temperați. Mi-ar plăcea la un moment dat, dar probabil o să fie într-o viață viitoare, să pot să pun o altă imagine în fața cetățenilor. Florin Mitroi de la PNL are covorul roșu spre Consiliul Județean odată cu nominalizarea lui Cătălin Gras. Eu cred că cel mai bun trebuie să câștige. Nu cred în campaniile negative. Tu teoretic l-ai mai scos primar pe Virgil Chițac odată. Ai de gând să-l scoți și a doua oară? Pentru că spui că nu vrei campanie contra. Înseamnă că nu vei critica nimic din ce a făcut Virgil Chițac în ultimii 3 ani și jumătate. Nu ne-a argumentat. Ce notă îi dai lui Virgil Chițac pentru ultimii 4 ani de mandat? Învățământ. Notă. Sub notă de trecere. La nivel de dezvoltare, că vorbeam de dezvoltarea orașului, în ultimii 4 ani, nota pentru primarul Virgil Chițac? 3. Haideți să ne întoarcem cu 30 de ani în urmă. Mama era una dintre cele mai vizibile stațiuni la nivel european. Să se vândă șaorma, dar în condițiile în care unul dintre turiștii străini aleg să coboare hotelurile la care au plătit bani nu puțini, să nu îi se pară ca nimerit într-o variantă săracă a Bangladeshului sau a Pakistanului. Uite politică social-democrată, da. Umple în burtici. Deși nu asta trebuie. Oamenii în general fură de foame. Oamenii în general fură din neajunsurile cu care se confruntă. Nota pentru turismul în Constanța și Mamaia în mandatul lui Virgil Chițac. 1. A copiat. Nici măcar n-a copiat. E punctul din oficiu. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește turiști în cazul nostru. Eu n-am auzit turiști străini care zică, băi, from America, ai văzut că în Constanța locui bordurile de la gară, let's go to Constanța. Ghenele și colectarea gunoiului încă nu se face așa cum ar trebui, la fel nota 1. Anul bisect în politică e anul în care mulți dintre primari încearcă să arate cât de performanți. Domnul primar are poziția cu mâinile în sân. Nu numai poziția cu mâinile în sân. Eu cred că este o poziție a deznădejdii. Dar cred că ar fi trebuit să înțeleagă că echipajul de pirați cu care încearcă el să conducă corabia trebuie aruncat de mult peste bord. Mai muțăreala nu aduce în burticile cetățenilor constanțeni nimic. Bine v-am regăsit! Let's Make ediție specială între alb și negru cu mine, Emil Tatu, Great Again! Asta e una din sloganurile pe care le-a inventat Dana Budeanu pentru invitatul meu de astăzi, despre care cineva spune așa: arătarea asta să plece din Constanța a dus la sapă de lemn pe mulți semeni ai noștri. Este dracul în persoană. Mephisto, Horia Constantinescu, bine ai venit la Constanța TV din nou. Mulțumesc pentru invitație. Ești Lucifer, Mephisto. Știi că avea Toma Caragiu pe vremuri un sketch cu eu sunt Mephisto, adică dracul. Da, se ești poate. Dracul în persoană? Depinde întotdeauna din perspectiva cui facem aceste afirmații, pentru că cei pe care i-am, iată, făcut să facă la rândul lor astfel de afirmații sunt cei pe care i-am sancționat pe bună dreptate și va trebui să înțelegem că pentru consumatori probabil aș fi îngerul pe pământ.
între cei mulți cu drepturi și cei care cred că pot să-și aroge orice fel de orice fel de acțiune sau inacțiune împotriva celor mulți, eu cred că da, am sancționat pe bună dreptate. Și da, dacă așa aș doresc să mă privească ca pe Mephisto, le urez succes. Aș fi preferat să fie oamenii ăștia pe care i-ai sancționat pe bună dreptate, au angajați, au familii care sunt eventual aici în Constanța. Bun, care atunci, teoretic votează. Sunt atunci, oameni pe care, pe ale căror voturi nu te bazezi, ești proaspăt candidat desemnat al PSD Constanța. Bun, aș vrea să fac un paralelism brutal. M-am uitat în multe dintre filmele Narcos și cele care au umplut Netflix-ul clătindu-mi ochii așa înainte de culcare la București și am văzut că și cei de acolo aveau angajați, împachetau frumos drogurile, făceau și atunci, făcând această reducere la absurd, înseamnă că oricine are angajați poate să facă orice. Dar când punem în pericol sănătatea copiilor, oamenilor în vârstă, trebuie ce să ne gândim? La prioritatea financiară a celor care n-au niciun respect nici față de lege, nici față de consumatori? Sau să ne gândim la cei care, repet, trebuie să fie protejați și respectați? Pentru că, de fapt, ei reprezintă sursa financiară a primilor, a celor care se văd vătămați, doar pentru că le-am cerut să se alinieze exigențelor legale, normale și morale. Ai scris zilele trecute că ai divorțat prin acord de ANPC. Hai să lăsăm ANPC-ul la o parte, să discutăm despre Constanța, că de-aia am vrut să fiu primul care ți ia un interviu în calitatea asta de candidat al PSD Constanța. Hai să vedem istoria candidaturii tale la PSD Constanța. Mulți ar spune că asta e pofta ce-ai poftit. De, cum vorba aia celebra lui Mihai Viteazu după ce a făcut unirea pe la 1600. Asta e pofta pe care ai poftit-o de 4 ani încoace sau de când îți dorești să fii candidat PSD măcar? Îmi doresc undeva de prin 2016 când am candidat la primăria Costinești. Am convingerea că pot lua o localitate de acolo de unde este și să îi redau strălucirea pentru că am reușit în privat ducând afacerile de la începutul anilor 90 la nivelul la care sunt astăzi, făcând lucruri, cred eu, cu toată lipsa de modestie, remarcabile la nivelul instituției la care lucrez, așa că este ușor să iei o localitate și numai punând dopul la cadă, nemai lăsând să se scurgă bani în buzunarele căpușelor, cred că poți aduce multă plus valoare unei localități. Are Constanța căpușe că există de dopul la cadă? Îmi place exprimarea. Are cu siguranță foarte multe căpușe. Haideți să nu uităm că un an de zile am lucrat în primăria Constanței. Nu uităm. Am lucrat ca director la Direcția Servicii Publice, de la Iluminati, Carisaj, Cimitire, Salubrizare, Spații Verzi, toate cele Cimitire care... lucra cu domnul Rusu, adică erai cu domnul Rusu. Eu cred că Ionuț Rusu își aduce aminte cu plăcere momentul în care l-am convins să reiluminăm cimitirele și era în apropierea sărbătorilor pascale ca acum, pentru că au dreptul creștinii să ajungă în nopțile specifice acestei perioade și să nu se lovească sau să se împiedice de ce este acolo. Pe acolo mi se datorează renașterea sau reînvierea iluminatului public în cimitire. Bineînțeles, a fost la acel moment cu suportul viceprimarului Ionuț Rusu, pentru că eram în coordonarea acestuia cu întreaga direcție. Am înțeles. Unde căpușele? Ai vorbit de carisaj, ai vorbit de cimitire, ai vorbit de spații verzi. Acolo sunt căpușele în primăria Constanța? Și dacă știm cine sunt căpușele, hai să fim așa cum te cunoaștem, asumați și cu subiect și predicat. Cine sunt căpușele? Incredibil, nu mi-aduc numele exact aminte, era ceva cu metal în nume. Incredibil, sunt câștigătorii tradiționali, a spune, ai tuturor contractelor. Mie mi se pare obtuz să cumperi pe malul mării, o zonă eminamente corozivă, să continui să cumperi mobilier urban și tot ceea ce ține de această categorie din metal ce va rugini cu siguranță în anul următor, pentru că știm cu toții pe malul mării lucrurile au o evoluție mult mai accelerată în raport cu alte zone. Am propus atunci celor din subordine să ne orientăm către achiziția de mobilier urban din beton și lemn, pentru că numai acesta are o cu totul altă durată de viață. Nu s-a putut pentru că, iată, este de preferat să ne cadă ghindele de la stâlpii de iluminat din zona cazinoului Mamaia în cap decât să luăm ceva ca lumea care nu cade. Bun, sunt foarte mulți norocoși. Asta înseamnă că este corupție în primăria Constanța? Adică oamenii despre care tu spui că probabil sunt refractari la a schimba astfel de achiziții sunt oamenii din primărie.
acuz oamenii din primărie de corupție și că devin tradiționale astfel de firme pentru că există corupție în primărie? Este treaba altor instituții să stabilească, nu pot eu să aduc... Uite, Felicia Ovanesian a spus cu subiect și predicat că e corupție în primărie, dar fără să arate cu degetul efectiv și să spună cu subiect. Am lucrat bine cu Felicia Ovanesian, cred eu, cel puțin. O să mai lucrez cu Felicia Ovanesian dacă câștigi primăria Constanța? Eu cred că fiecare dintre cei care vor binele acestei localități trebuie să facă din parte dintr-o mare echipă, indiferent de culoarea politică. Asta e o întrebare de aia de răspuns de politician. Și știi foarte bine că în emisiunea asta nu răspundem ca politicieni. Nu răspund ca politician, spun sigur. Dacă te uiți în stânga ta, cred că stânga e. Dacă te uiți în stânga ta, am pus pe măsuță acolo lângă Veioză, tocmai pentru toți candidații care o să apară pe canapea asta, un iepuraș, avem căluțul adevărului și avem iepurașul electoral. Dacă te uiți încolo, te oglindești în iepurașul electoral și vezi un F mare scris pe el, e Felicia Ovanesian iepuraș electoral pentru Horia Constantinescu? Nu cu siguranță și cred că ambilor ne este martor Dumnezeu, n-am avut niciodată vreo discuție în acest sens. Am convingerea și lasă-mă să-mi termin ideea că un om ca Felicia, un cetățean al Constanței ca Felicia Ovanesian din generație în generație știe lucrurile de aici, are un cuvânt, trebuie să aibă un cuvânt de spus, ca de fapt oricare dintre cetățenii constanțeni. Cred eu că dezastrul pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani în România, în unele zone a avut una sau alta dintre culorile politice, compensat în alte zone de o altă sau de o altă culoare politică. Haideți să înțelegem că avem de reconstruit un oraș. Vă dați seama ce ar fi fost ca în consiliile locale din întreaga țară proiectele bune pentru localitatea respectivă să nu sufere din cauza votului antagonic în funcție de apartenența politică? Trebuie să ne obișnuim cu ideea pe care în anii 90 o promovam, democrație. Democrație da. Înseamnă că dumneavoastră țineți cu Steaua, eu țin cu Dinamo și putem să avem un dialog. Și ne batem și pe strada principală din Neptun în anii 90, că așa se băteau. Era bătaia tradițională de 1 mai între dinamoviști și steliști. Bun. Și după aia beau împreună la barurile din Neptun. Nu aș scoate bătaia, restul cu băutul sunt perfect de acord. Eu cred că dacă fiecare dintre formațiunile politice ar aduce oameni convingători pentru comunitate, nu doar modul în care comunică ideea și modul în care și-au dovedit, au probat faptul că sunt vector de imagine pentru societatea din care fac parte, cred că ar avea foarte mult de câștigat. Revin la întrebarea inițială. Vei mai colabora cu Felicia Ovanesian în măsura în care redevii primar al municipiului Constanța? Și mai pe șleau, va reveni Felicia Ovanesian în mandatul lui Horia Constantinescu dacă va exista pe post de city manager? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu pe această poziție. Cu siguranță voi avea toată deschiderea, repet, de a comunica cu fiecare dintre cei care dovedesc argumentat că aduc plus valoare orașului. Și cu siguranță va fi. Poziție? S-ar putea să își aleagă și poziția de consilier local și atunci cu siguranță se va simți în sens pozitiv, cel puțin sub unele dintre aspecte, prezența unui om consilierii vocal. Consilierii locali au veleitatea, au capacitatea, posibilitatea de a deveni viceprimari. E asta o poziție în care o vezi pe Felicia Ovanesian din calitate de consilier local independent? Cu siguranță n-aș face niciun fel de astfel de afirmații și o să explic și de ce. Pentru că va trebui să alăturăm acolo formațiuni politice sau cei care, conform numărului de consilieri, își pot susține o astfel de poziție. Pe scurt, trebuie să o voteze Consiliul Local ca să ajungă viceprimar. Pe scurt, trebuie să o voteze nu numai Consiliul Local, trebuie să o voteze suficient de mulți dintre cei ce sunt convinși de argumentele Felicii Ovanesian pentru a putea ajunge în primul rând acolo. Suntem tot timpul apropiați bancului. Aș mai merge la Paris, ai mai fost, nu am mai vrut. Suntem în situația în care fiecare dintre echipe cred și nu cred, am convingerea că trebuie să scoată din propriul joben cei mai performanți dintre colegi. Nu cred că mai trăim vremea anilor 90 în care, conform, nu știu, numărului de afișe lipite, îl puneai pe unul pe o poziție fruntașă. Haideți să dovedim că fiecare dintre echipe va aduce pe teren vârfurile de lance ale grupului din care fiecare face parte, în loc să aduce pe teren echipa, nu știu, Dâlga Poplaca și să vedem ce o să iasă, eventual o bătaie generală. Apropo de asta, pentru că îmi place să purtăm o conversație și să mă leg de exact de ce ai spus tu despre echipe. În momentul ăsta, PSD Constanța, crezi că a avut în Consiliul Local echipa cea mai bună sau e Dâlga Poplaca?
Cred, așa cum am spus și la întrebare despre unul dintre colegii mei, că activitatea... Pe nume Costin Răsăuțeanu. Costin Răsăuțeanu, era să-l botez astăzi la întâlnirea cu organizația. Voi crește un mieluț pe care să-l dau într-una dintre sărbătorile pascale ce vor urma. Perfectibilă. De ce spun perfectibilă? Pentru, cred eu ca om, foarte tare în incisivitate și curaj. În momentul în care vii cu proiecte ce... nu neapărat zdruncină instituția, cred că au încercat, și nu spun că este un lucru dezechilibrat, să le cosmetizeze suficient pentru a putea trece cu ele, având în vedere că numărul consilierilor PSD astăzi în Consiliul Local Constanța nu este unul de anvergură. Nu poate susține într-un mod foarte ferm. Proiectele are nevoie de voturile și celorlalți pentru a depăși măcar jumătatea plus 1. Două cred proiecte, că totuși... dar lui Costin Răsăuțeanu, pentru că e singurul care a propus proiecte în Consiliul Local din partea PSD. Este normal cel care conduce grupul de consilieri local să fie cel care prezintă. Eu cred că perfectibil în sensul că eu sunt construit altfel, e clar în raport cu el. Sunt mult mai incisiv, mult mai vocal. De aceea spun că perfectibil și nu spun că au făcut rău. Spun că s-ar fi putut face lucruri mult mai bune într-un mod tranșant pentru orașul Constanța. Dar întrebarea era, e echipa cea mai bună sau e Dâlga Poplaca? Perfectibil am răspuns. N-a deci nici Dâlga Poplaca... Cu siguranță nu, perfectibilă și cu siguranță noua echipă de consiliere a Partidului Social Democrat va arăta că va veni cu proiecte fezabile, în primul rând, fără fantasmagorie, așa cum unii dintre contracandidați încearcă să prezinte orașului. Îmi aduc aminte, în campania din 2020, unul dintre contracandidați vedea construit metroul, uitând că este unul dintre orașele ce are în subteran, orașele antice ce au fost undeva pe aici. Deci ne imaginam că distrugem toată istoria acestui oraș pentru a construi ceva ce este absolut inutil. Din Constanța, dintr-un capăt într-altul, mergi ca într-unul dintre cartierele bucureștene. Mergi mult mai repede decât traversarea Bucureștiului de la sud la nord. Ăștia sunt cai verzi pe pereți care oricum nu o să exact. Prindă, eu nu vreau și am discutat cu președintele organizației municipale și am fost ambii de acord că noua echipă sau echipa reloaded a organizație municipale trebuie să fie una performantă și vocală pentru a la nivel susține de fiecare idei. Membru din fiecare Consiliul Local. Membru cu siguranță, da. Nu cred, am și spus, domnule, nu vreau să fiu locomotiva unei garnituri de vagoane încărcate cu piatră, vreau să fim 10 locomotive, 20 de locomotive care să putem duce tot ceea ce din păcate a trăit orașul ăsta într-o cu totul altă direcție. Unul din vagoane spunea înainte de o ședință de Consiliul Local, mă refer la domnul Dede Perodin, care e în momentul ăsta consilier local din partea PSD, spunea, adresându-se domnului primar Virgil Chițac, șeful, noi votăm, nu vrem să vă supărăm. Așa a fost atitudinea, cum ai simțit opoziția? A făcut PSD Constanța opoziție în ăștia 4 ani de mandat Virgil Chițac? Și dacă da, a fost una reală sau s-a văzut un blat? Pentru că multă lume spune, putea blat. Pe românește. Putea blat. Hai să nu-l numim blat. Haideți să numim o variantă în care fiecare dintre formațiunile politice, fie Partidul Național Liberal, fie Partidul Social Democrat, au reușit să-și treacă unii altora proiecte. Se întâmplă și în Senatul American. În Senatul American, anumite proiecte fac ca formațiune, ca formațiunile politice prezente acolo, să negocieze și să facă schimburi de proiecte. Adică eu ți-l votez pe acesta, tu mi-l votez pe acesta. Eu îți dau voie să-i vinzi un teren pe mama aia domnului Dumitrache, tu îmi dai proiectul cu depresia. Cam nu pe acolo. Cred. Nu, pe mine m-ar băga în depresie să știu că vreodată vreun coleg a repetat tot ceea ce de-a lungul timpului a rămas în rucsacul formațiunii politice social-democrate de la nivel național. De ce să nu recunoaștem că mulți dintre noi decontăm greșelile unul altora? Și atunci haideți să înțelegem că varianta nouă, varianta 2.0 a Partidului Social-Democrat la Constanța, având toate resursele necesare, poate să ducă o echipă funcțională acolo care să convingă prin corectitudinea proiectelor și să rămână în offside cei care nu le susțin pentru a nu ajunge să facem niciun fel de astfel de compromis. Îți dorești o echipă de consilieri locali executanți sau care să aibă și gândire proprie și critică? Haideți să ne imaginăm ce ar fi să fiu antrenorul unei echipe de fotbal și să țip din tribune. Dă-i pasă lui Ionel, Ionel, dă-i lui Vasile, Vasile și tot așa. Nu, ai nevoie de o echipă care să-și poată susține fiecare dintre membrii acestea, să-și poată susține ideile. Este nevoie să ne contrazicem, este nevoie să ne ascultăm unii pe ceilalți pentru a înțelege ceea ce este mai bine pentru oraș.
nu cred în funcția de primar, cum n-am crezut nici în cea de președintele autorității, fără să-ți asculți colegii, fie mai experimentați, fie mai ancorați într-una dintre realitățile activității pe care o desfășori. Este nevoie, și repet, ne întoarcem, se numește democrație, nu se numește obediență, că atunci în Constituție ar fi apărut termenul obediență. Dom'le, pe măsură ce avansezi într-o formațiune politică, devii din ce în ce mai obedient. Nu, eu cred că invers, pe măsură ce avansezi, trebuie să-ți poți susține argumentat oricare. Să capeți independență. Să poți să susții argumentat, să înțelegi că faci, e culmea să dea Messi autogol pentru că a venit pasa la nu. Eu cred că fiecare trebuie să aibă azimutul, că toți suntem pe malul mării, de a da gol celorlalți, referindu-mă la ceilalți toți cei care vin cu proiecte care nu sunt beneficii orașului. Nu importa celorlalți, trebuie să dăm gol. Ori lucrul acesta înseamnă proiecte bine susținute, bine argumentate, repet, ce vor lăsa eventual în offside formațiune politice ce nu vor alege să le susțină. Cred într-o echipă funcțională. Vorbești despre ceva utopic, ceea ce ar însemna de fapt o schimbare a modului în care se face politică la nivelul orașului Constanța și la nivelul multor orașe și la nivelul țării până la urmă. Pentru că în momentul ăsta consilierii locali nu au conștiința faptului că puterea este de fapt în consiliul local și mai puțin la primar. În bastonul în momentul în ăsta, cu fiecare, scuze-mă, este un baston de marișal, da, știm. În momentul ăsta, echipa de consilier local a PSD-ului este una de executanți anonimi iluștri. Asta o spuneți voi. Eu cred că fiecare n-am putut să aduc pe canapeaua asta verde, uite, pe domnul Dede Perodin, pe oameni care sunt profesori universitari. Domnul Dede Perodin nu e un profesor universitar. E o doamnă, este un bun lider de sindicat. E un lider de sindicat, da, longeviv în postura. Dacă ești longeviv într-o poziție ca asta, înseamnă că ești un bun lider de sindicat, pentru că nu cred că ar fi putut rămâne acolo dacă nu-l susținea sindicatul. Mai depinde și cum se fac alegerile în sindicatele respective, dar lăsăm la o parte faptul că mai cunosc un pic din cum se fac alegerile prin sindicatul din SNC Constanța, dar trecem peste asta. Sunt oameni din garnitura asta de la PSD Constanța din municipiu, pentru că mă interesează chestia asta, pe care n-am reușit să-i aduc pe canapeaua asta măcar o dată în 3 ani jumate, să ne spună ce gândesc ei despre orașul ăsta. Tu ce spui acum este că garnitura pe care PSD Constanța o să o propună o să fie de oameni care gândesc cu mintea proprie și care o să poată să și exprime două cuvinte despre ce gândesc în legătură cu orașul ăsta. Va asta. Fi criteriul principal pe care l-am discutat deja cu președintele organizației municipale. Criteriul principal va fi exact atitudinea despre care vorbești tu. Atitudinea oamenilor de a-și putea susține o idee, atitudinea colegilor de a putea argumenta să spună de ce sunt împotriva unor idei, poate a celorlalți. Nu îmi doresc să fiu locomotiva unor vagoane cu frâna de mână trasă și pline cu bolovani. Îmi doresc să fiu parte din garnitura, repet, care va reuși. Este nevoie de multă tracțiune să aduci orașul la lumina la care are nevoie pentru a-l putea curăța. Când a pus să cureți un obiect, îl scos la lumină. E nevoie de mulți cai putere. De aceea spun că măcar 10, 12, 14 locomotive în această garnitură este nevoie pentru a urni lucrurile acestea. Nu poți acoperi tot terenul, că atunci ar fi jucat Messi împotriva lui Ronaldo pe un teren de anvergura celor foarte mari și probabil ne-ar fi plictisit pe fiecare dintre noi, indiferent de cât de vedete sunt unul și celălalt. Repet, trebuie să avem o echipă funcțională și eu cred că acesta va fi argumentul principal în virtutea căruia sper ca toți constanțenii să aleagă această nouă variantă. În conferința de presă în care a fost anunțat drept candidat al PSD Constanța pentru funcția de primar, domnul Dumitrache spunea că nu candidatul face echipa, organizația face echipa. Corect. Cine va alege numele care vor popula lista de candidați la Consiliul Local din partea PSD? Haideți să înțelegem, eu sunt membru al echipei organizației municipale. Când a spus că nu candidatul, în sensul că nu mă voi duce eu acasă și discutând cu fiul meu și cu fica mea, o să naștem din burtă niște nume. Tocmai, da, trebuie ca întreaga echipă, organizația municipală, să-și poată calibra o listă de care Constanța are nevoie. Mai puțină chimie personală, mai puține sentimentalisme, mai puține calificări date decât de prezent a fost la întâlniri. Trebuie să înțelegem că avem un grup mare de colegi din rândul cărora putem alege pe cei potriviți. Te gândești la câteva nume și pe care ai putea să mi le dai? Uite, aș vrea de exemplu primele trei nume. Unul va fi Costin Răsăuțeanu, s-a anunțat deja, va deschide lista. Mi se pare și normal, pentru că de-a lungul ultimilor trei ani și au fost și argumentele echipei de la municipiu, atât timp cât a condus echipa aceasta, atât timp și de ce să fim ipocriți să nu recunoaștem, a fost unul dintre numele potențiale
de candidat, haideți să fiecăruia dintre cei care de-a lungul timpului au reușit să aducă un plus valoare, pentru că are publicul lui și conform sondajelor și conform realității, de fapt, așa că da, Costin Răsăuțeanu... Un public foarte docil și îndrăgostit de el, pentru că l-am tot văzut prin rețele sociale pe acest public al lui Costin Răsăuțeanu. Dar și eu care... fac poze dimineață cu telefonul, sunt comerciale, gândiți-vă că Facebook era oracolul de pe vremuri. Exact. Da, Instagram-ul e varianta, să spunem... specifică doamnelor, fetelor, celor care au un cu totul alt target de informație decât cei de pe Facebook. Acum se spune că Facebook e pentru bătrânei. Da. Eu mă țin în această categorie. Și mai avem varianta TikTok explozivă în care este Hyde Park-ul din Londra, în care te puteai duce să pui o navetă și să te apuci să povestești tuturor absolut ce te taie capul. N-ar trebui să se întâmple asta și în viața reală în Constanța. Chiar mă gândeam la un moment dat. Bun. Al doilea nume de pe listă. Din punctul meu de vedere, trebuie să acoperim anumite segmente foarte importante, nu numai sociale, operațional-administrative din Constanța. Ne trebuie un vector de imagine în zona de urbanism și asta înseamnă o persoană calificată, să nu începem să redescoperim apa caldă pe care altul dintre colegi asta deja o folosește. Acum jumătate de an când ne-am întâlnit ultima dată sau undeva prin vară, dacă nu mă înșel, deci când vorbeai despre city manager, că ar trebui să fie un inginer constructor. Bun, dă-mi un al doilea nume pentru listă pe care nu vreau să lansez niciun nume pentru că va fi un extemporal. Eu așa văd lucrurile, voi susține cu vehemență în fața organizației municipale, vreau să fie o sesiune de interviuri pe fiecare dintre categoriile despre care vorbeam, fie arhitectură, construcții, fie turism. Unul dintre plămânii acestei localități este turismul, din păcate ținut ca o cenușăreasă, ca ruda săracă, nedezvoltat. Vreau să aduc argumentat următoarea idee în dezbatere. Și am spus-o public de câteva ori, un oraș nu trebuie să fie ca o bătrânică care își forțează tinerețea fardându-se și îmbrăcându-se chicios. Orașul are nevoie de viață, are nevoie de roșață în oraș. La acest moment, Mamaia, stațiunea, a devenit și Mamaia celorlalte stațiuni, în sensul bătrânicii care încearcă cumva încă să apară public și să forțeze tinerețea. Noi tocmai de acest lucru antagonic avem nevoie. De dezvoltare, nu de întreținere, nu de fardare, ci de eventuală operație estetice. Îți propun să nu fim haotici pentru că de la lista de consiliere ai ajuns la Mamaia. Încerc să te scot din această idee. Nu, știu, înțeleg, dar știi că și eu sunt la fel de perseverent și insist că turismul e altă temă pe care o să o abordăm. Undeva mai pe scurt, pentru că asta e. Am spus că trebuie un om din această... Nu vreau să mă erigez în a spune, pentru că abia în urma acestei evaluări personale a fiecăreia dintre categorii, cred că vom putea construi. Nu vreau să lansez un nume și după aceea să fiu acuzat, domne, de ce ai spus da. Dar, repet, cu siguranță trebuie un urbanist, cu siguranță trebuie un om care vine din zona turistică, cu siguranță trebuie să fie un medic, cu siguranță, pentru că toate aceste segmente sunt astăzi vulnerabile și vulnerabilizate în ultimii ani, fiind prioritare, și îmi cer scuze, operațiunea Bordura și Panseluța a fost trăită în multe dintre orașe. Să ne aducem aminte, a avut și Bucureștiul primarul Bordură. Înlocuirea bordurilor nu cred că aduce plus. Normal, nu trebuie să te împiedici pe trotuar. Constanța, avem bordura pusă prost în momentul ăsta. E un plus de minusuri, ca să spun, inclusiv la acestor proiecte. Eu cred că întâi trebuie, înainte să facem operațiile estetice, haideți să facem plămânii funcționali, haideți să bată sângele cu putere, haideți să naștem generații ce vor putea continua proiectele frumoase. Asta înseamnă unitățile de învățământ. Deci, iată, unul dintre consilieri susțin și subliniez că trebuie să fie profesor. Trebuie să ai din toate aceste categorii exponenții segmentului profesional și social din care fac parte. Minoritățile trebuie să aducă problemele acestora și să nu mai fie o masă de manevră din 4 în 4 ani. Spuneam într-o postare pe Facebook, avem an bisect în politică. An bisect înseamnă că odată la 4 ani ne dăm seama ce am greșit la alegerile precedente și ne mai încercăm norocul. Avem 30 de ani de casă de pariuri în alegeri, 30 de ani în care am votat emoțional. Nu-l votez pe ăla că cine știe ce, îl votez pe ăsta că mai puțin prost decât celălalt, fără să mobilizeze societatea să spună cuvântul. N-am uitat ce mi-ai spus în ultima emisiune, o vorbă, dacă nu poți să-i convingi, amețește-i.
Și așa am venit în armat cu un antidot anti-amețeală. Dar nu e amețeală pentru că am argumente. Păi dacă nu, ar fi... pentru că îmi spuneai mai devreme că încercai să mă deturnez de la pentru întrebarea. Pentru că insista asupra un ornament și încercam să ies cu eleganță. Nu cunosc toată masa asta de colegi. Că nu ți-e caracteristică dacă îmi permiți să spun asta. Poți să spui, am fost tatule, nu vreau să-ți spun niciun nume, că e mult mai greșleauă. Trebuie să argumentez de ce trebuie să ne orientăm. Să ne orientăm. Dar nu e nevoie trebuie să faci o frază de 5 minute amețindu-mă pe mine și eventual pe oamenii care se uită la noi. Nu amețesc, oamenii au puterea, argumentat. Pe lângă puterea ștampilei, au puterea degetului, care face așa. E, în rețele sociale, că acolo suntem, așa dispărem. Și eu, și tu. Și vrem să fim văzuți. Și eu, și tu. Atunci, hai să fim concreți. În toată echipa asta, Decebal Făgădău, care a fost unul din celelalte nume propuse conducerii de la București pentru primăria Constanța și poate era cea mai naturală cumva, având în vedere că a ocupat funcția așa candidat în 2020, va avea un rol în echipa pentru primăria Constanța? Repet ce am spus puțin mai devreme. Fiecare dintre cei care pot aduce argumentat proiecte și idei echipei, trebuie să o facă. Nu cred că este numai un drept, este și o obligație. Și atunci se transferă și obligația de a asculta și de a putea pune nu numai pe hârtie, în practică proiectele bune. Și atunci, da, cu siguranță, absolut toți care facem parte din echipă sau am făcut parte din echipă și iată ne reîntoarcem acasă, trebuie să poată avea ce îmi spui tu, acum este un rol informal, adică să vină cu proiecte și idei. Eu mă refer la un rol formal. Va avea un rol formal în sensul de a candida pe vreo listă la alegerile locale. Înțeleg că i s-a promis că va ocupa o poziție pe lista de deputați. Până în toamnă mai I s-a propus prima poziție, ca să fim mult mai tranșanți. I s-a propus prima poziție. Nu pot eu să mă erijez să stabilesc dacă da sau nu trebuie sau nu trebuie și sunt convins că cei care discută la nivelul național perspectiva alegerilor din toamnă vor susține liste bune pentru fiecare dintre județe. De ce nu? Da, Decebal Făgădău va fi un plus valoare acolo pentru că știe proiectele Constanței, știe ce este nevoie ca la nivel de acte normative, pentru că s-ar putea într-unele dintre situații să ne dorim ca mersul la Paris, dar să nu putem că nu avem pârghiile legale. Am înțeles și de acolo poate să ajute, dar întrebarea mea e, va avea un rol formal și la alegerile locale? Sau pur și simplu are un rol decorativ, îl puneți în geam astfel încât eventualul bazin electoral pe care încă îl mai are în oraș să ajute pentru candidatura ta? Eu nu cred că ne putem transfera unii altora voturi. Mi se pare o bază. Nu e vorba de transfer, e vorba de a valida. Nu numai între cumva noi doi. Nu cred, știi, că sunt formațiuni care renunță în favoarea uneia sau altea cu mai mari șanse. Nu cred că ne putem. Ar trebui să reducem la insignifiant. Un transfer de simpatie măcar, dacă nu de voturi. De asta întreb, îl puneți în geam și îi dați un rol formal în campania de local? Eu sper ca toată experiența, așa cum înțeleg că a spus și el într-o declarație făcută presei, toate lucrurile bune sau rele ni le putem povesti unul celuilalt în sensul continuării celor bune și învățării din erorile pe care le-a făcut oricare dintre noi de-a lungul existenței. Nu sunt neapărat un om foarte popular și am nevoie de oameni mai temperați. Mi-ar plăcea la un moment dat, dar probabil o să fie într-o viață viitoare, să pot să pun o altă imagine în fața cetățenilor. Sunt un om, spun eu, puțin brutal în sensul în care susține ideile și știe să le ducă până la capăt. Nu se potrivește neapărat politicii de acum sau politicii ultimilor 30 de ani. A spune lucrurilor pe nume, de obicei te marginalizează în politică. Dar vreau să subliniez că am fost 2 ani președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului cu susținerea premierului Marcel Ciolacu, cel în pixul căruia stătea demiterea mea, și iată că proiectele, să spunem, brutal duse la bun sfârșit, pentru că schimbau o paradigmă, o mentalitate, au avut șansa unei echipe funcționale. Vreau să aduc acest plus valoare echipei, sunt un om de echipă, am dovedit în ultimii 30 de ani și pot în continuare să preiau pasa ce mi se da și să mă ducă trei gol. Hai să lămurim problema cu blatul. Și una din întrebări era, chiar voiam să fie prima întrebare, dar am deturnat. Hai, nu, te rog, eu spunem. Hai să nu ne spunem noi cu blatul, ci au fost cei de la... cum se numește? City Stories. City Stories fac blaturi, dar mi s-a părut genial. Am și dat like. Toată lumea spune, e blat PNL-PSD la Constanța. Odată prin prisma candidaturii lui Cătălin Grasa, cine
naibie Cătălin Grasa în ultimii 4 ani în Constanța din punct de vedere politic în vreun fel. Dar de nu știe ce nimeni. Trebuie? Dar de ce trebuie? O să-l invit pe domnul Cătălin Grasa, dar era doar preambul. Dar de ce trebuie să fim toți politicieni înainte să candidăm undeva? De ce să nu ne obișnuim că există un sistem funcțional în Statele Unite ale Americii în care, iată, Ronald Reagan era actor, Cătălin Grasa este medic chirurg. De acord, dar lucrurile... Într-un județ de 700.000 de oameni, trebuie să te cam cunoască lumea. Și ok, Cătălin Grasa are o carieră de chirurg. Sunt foarte mulți cei cărora... Exact, exact. Nu neg asta. Probitatea... Ea cred că sunt cei mai buni agenți electorali ai lui Cătălin Grasa. Cei cărora le-a salvat viața, cei cărora le-a redat membrii familiei aflați în pericol. Eu cred că în mod natural recunoștința pentru o poveste care seamănă cu dumnezeirea, Dumnezeu dă viață, și am spus-o întotdeauna, nu numai cu referire la Cătălin Grasa, având și alți prieteni. Cam toată din Constanța și destul de mulți oameni și sunt cumva în asentiment, ba nu, chiar sunt în asentiment, spun așa, Florin Mitroi de la PNL are covorul roșu spre Consiliul Județean odată cu nominalizarea lui Cătălin Grasa, adică este un oponent care nu se poate compara la nivel de notorietate județeană și sprijin din partea primarilor. De notorietate cu siguranță. Sprijin din partea primarilor, că politic e foarte important, cu Florin Mitroi. Eu am convingerea că vor exista suficient de mulți votanți, dacă nu cumva chiar foarte mulți, cei care ar trebui să aibă recunoștința creștinească pentru bine pe care a făcut Cătălin Grasa. Cred că aducerea unui medic la coordonarea județului poate reprezenta un plus valoare, pentru că s-a dovedit în alte zone ale țării că oamenii care au astfel de pregătire este în mod natural o gândire ordonată și este o gândire de când deschizi un corp omenesc și începi să vezi pe unde trec vinișoarele. Ce am auzit noi că am deschis vreodată. E la fel ca și cum ai conduce un județ și ai învățat despre bugete, legislație, achiziții, dar de ce fonduri credem, europene. Dar de ce credem că trebuie un har, nu cântă, atenție, dacă ar trebui să fi devenit lăutar, îi trebuia urechea muzicală despre care vorbești. Îi trebuie abilități manageriale despre care acum președinte al Consiliului Județean, domnul Mihailu, a spus joi asta pe canapea, aici unde stai și tu, că nu le are, că în 2020, exact acolo, că în 2020 l-a demis tocmai pentru inabilitate managerială pe Cătălin Grasa de la Spitalul Județean. N-ai apucat probabil să vezi o oră și jumătate de discuție cu domnul Lupu, dar uite-te pentru că asta a spus. De acord. Atunci ar trebui să plecăm și de la ideea că Felix Troie la Raja nu era un bun manager, cu toate că a adus 500 de milioane de euro. Nu a fost un argument. Aici nu, o comparație pe care o forțăm. De ce să nu o facem? De ce să nu o facem? De ce să nu o facem? Mi s-a pus în vedere lui Felix Troie că trebuie să plece de pe scaunul de la Raja, fiind unul dintre cei mai performanți directori ai acestei regii. Și a rămas regii. Directorul adjunct al lui Felix Troie, domnul Presură. Nu știu, care... a plecat. Deci n-aș pleca de la argumentul ăsta. Mie mi-este greu să cred că un om care a studiat medicina, juriști amândoi, tu da, de succes și o să spune de mâna a doua, mi-este greu să cred că un chirurg, chirurgia este, cum să spunem, este deasupra tuturor celorlalte specializări ale medicinei. Repet, hai să ne imaginăm cu puterea minții, deschizi un corp, trebuie să știi să, nu e ca o mașină, pune pivotul, ai uitat-o și o șurub, vezi tu cum repornește. Mi-este greu să cred că nu este un om organizat. Un om care a făcut bine, haideți să vedem, cred că era ciudat dacă se auzea că ar fi fost un medic șpăgar. Nu este un medic șpăgar, este un medic care astăzi face gărzi cu studenții și de noapte, pentru că el încă este convins de alegerea pe care a făcut-o în tinerețe. Așa că la acest moment avem o variantă din zona administrației. Dar e dispus să renunțe la alegerea din tinerețe ca să conducă județul Constanța. Poate este nevoie de mai multă atenție în zona sănătății cetățenilor și cred că știm amândoi lucrul acesta. Nu cred că ne mai trebuie 2-3 pandemii ca să ne prindem că ne trebuie proiecte fezabile și implementabile, în primul rând în sănătate. Numai că județul ăsta nu ține numai de spitale. Nu catedrale, da, că e vorba nebună. Bun, a românilor. Eu mi-aș dori foarte tare ca cei doi candidați să vină fiecare cu un număr de proiecte implementabile, să convingă fiecare cât de tare poate segmentul electoral ce-l va alege în data de 9 iunie. Și îmi doresc foarte tare ca la momentul la care ambii ajung acolo, indiferent pe ce poziție, a întâia sau a doua, fiecare dintre proiectele bune să fie puse în operă. Cred că nu cred că suntem ca la Steaua Dinamo, am câștigat Dinamo. Și că avem tendința noi românii să spunem, am câștigat Cupa Mondială, au pierdut Cupa Mondială. Echipa a pierdut, dar dacă am câștigat, suntem toți în aceeași. Eu aș vrea cei doi
să poată spune a câștigat județul. Cred că este cel mai important lucru. Mi-ar plăcea să văd o dezbatere. Unul din cei doi o să spună a câștigat Florin Mitroi, chiar el, că vorbește despre sine la persoana a treia. Nu știu despre... Da, este normal cumva. Repet, îi se spune împăratul. Cui? Lui Florin Mitroi. N-am știut că despre el era... Bun, și atunci știi ce mi-ar plăcea mie? Să văd întâlnire între candidați și la nivelul municipiului și la nivelul dorință. Județului și Am la nivelul dorință. Județului, pentru că sunt două categorii de votanți aproape diferite. Cei care înțeleg, și aici mă duc în zona celor care au o pregătire universitară similară cu a lui Cătălin Grafsa, dar trebuie să înțelegem că există și o zonă rurală, preorășenească, să-i spunem, sau orașelor mici, ce au nevoie de cineva care știe administrația publică ca acolo. Eu cred că cel mai bun trebuie să câștige. Nu cred în campaniile negative în care trebuie, cel puțin în 2024. Am avut și o campanie negative pe unde am trecut. Mi le asum pentru că erau argumentele care prindeau la momentul respectiv să arăți parul din ochiul celuilalt. Cred că anul acesta trebuie să dovedim fiecare dintre noi performanță, inclusiv în cazul, în cadrul unor dezbateri. Uite, așa venim la al doilea aspect al blatului. Tu, teoretic, l-ai mai scos primar pe Virgil Chițac odată. Ai de gând să-l scoți și a doua oară? Pentru că spui că nu vrei campanie contra. Înseamnă că nu vei critica nimic din ce a făcut Virgil Chițac în ultimii 3 ani și jumătate. Nu ne-a argumentat atent. Mie mi se pare că astăzi doar eu cred că un constanțean, dacă deschide ușa sau geamul, vede exact ceea ce ne regulă în oraș. Să ne erigem a fi reprezentanții cârcotașilor, nu cred că este un argument sau o soluție. Și atunci eu voi fi cel care, alături de ceea ce poate ușor constata, repet, fiecare dintre cetățeni, voi veni cu soluții. Voi veni cu soluții implementabile, voi veni cu soluții pe termen mediu, adică până la sfârșitul primului mandat și pe termen lung învățământul constanțean, după părerea mea și în campania din 2020, venind dintr-o familie de profesori, eu cred că este cel mai important segment. Este pepiniera pentru pădurea pe care ne-o dorim cu toți. La nivel de învățământ, primăria are doar putere în ceea ce privește baza materială. Și ți se pare puțin? Nu. N-am spus că e puțin. Baza materială e tot ce poate să facă primăria. Ce e pe genunchi? O tabletă. Funcțională? Unii zic că da. Da. Reduce consumul de maculatură. Reduce multe dintre poverile ulterioare ale aceleași administrații. Eu cred că acest tip de soluții trebuie căutate. Ce investiții avem de făcut pentru a reduce cheltuielile ulterioare, pentru a maximiza performanța și pentru a fi sigur că din liceele industriale, de exemplu, ies oameni foarte performanți. Nu cred în teoria că în bastonul, în bagajul fiecăruia stă un bisturiu de chirurg ortoped, dar cred cu tărie că avem nevoie de electricieni, cred cu tărie că avem nevoie de instalatori, de navigatori, de toate aceste meserii și cred că primăria este prima chemată să facă investiții de a maximiza performanța. Este pepiniera despre care îți vorbeam. Facem săl polivalente, dar uităm că terenurile din curtea școlilor sunt într-o paragină, cum eu nu le-am văzut nici înainte de 1989, dacă ne aducem cu toții aminte și care făcea școală pe atunci, panourile de basket erau funcționale, n-aveau plasă, dar erau funcționale. Astăzi, toată această paragină o decontează generațiile următoare prin lipsa de chef, de disponibilitate să facă sport pe un teren sau într-o sală de sport jenantă. Și atunci trebuie să înțelegem că investițiile în viitor trebuie să aibă oarecare predictibilitate, împărțit pe an, câte școli, cum, de ce le renovăm. Vezi, tu cred în fondurile europene. Am atras fonduri europene în instituțiile în care am lucrat și în continuare, dar acestea se proiectează pe termen mai lung decât cred eu este necesar într-unele dintre situații. Avem nevoie de renovări imediate. Nu ne putem cere scuze generațiilor de acum din școli. Bă, ții minte liceu pe care l-ai terminat și care tu din clasa a noua credeai. Ce cred? Acum ai copii, bravo, au trecut 30 de ani, dar l-am renovat. Au venit fondurile. Nu, haideți să tragem fonduri europene pentru proiectele interesante de anvergură și este normal. Dar haideți să înțelegem că până la implementarea acestor anumite segmente au nevoie de o finanțare imediată. Dacă nu te opresc din fraza asta, o duci încă două ore și treci prin trebuie să toate. Profit de prezentare. Hai să ne oprim puțin. Hai să purtăm totuși un dialog. Îți las declarațiile politice, e normal să se întâmple așa. Ce notă îi dai lui Virgil Chițac pentru ultimii 4 ani de mandat?
Avem nevoie de 1000 de generale, pentru că sunt mai multe materiile la care trebuie să primească. Hai să luăm materiile, să dăm notele și după aia facem media generală. Uite, eu îmi notez. Materie. Învățământ. Învățământ. Notă. Sub note de trecere. Adică 4? Sub note de trecere. 3? Nu, 4 e suficient. 4. Următoarea materie. Întreținerea orașului. Întreținerea orașului. Sub note de trecere. Tot 4? Da. Întreținerea orașului, te refer la ce? Spații verzi? De la spații verzi, la salubritate, la modul în care este gestionată trama stradală, multe dintre lucruri, pentru că unele dintre ele am discutat cât am lucrat împreună. 4. La întreținerea orașului. Următoarea materie. Hai să o spun eu. Transport public, de exemplu. Cred că este inerția mandatelor precedenților primari. Okay. La momentul la care gestionam inclusiv, să spunem, această zonă sau participam la gestionarea acestei zone, am propus ca în cartierele mai mici să fie transport urban mai mic, la nivel de microbuz, deci se manevrează greu pe străzile se întâmplă mici, asta. Să vină microbuze. Microbuzele să aducă cetățeanul pe liniile importante și încet, încet investițiile să fie calibrate. Consum foarte multă motorină să aduci doar 2-3 cetățeni dintr-o zonă limitrofă a orașului Constanța, în condițiile în care puteau un mijloc de transport mai mic și doar pe bulevardele principale sau în zonele principale. Care e nota la transport? Pentru faptul că au fost aduse totuși mijloace de transport, aș da o notă de trecere, dar întreținerea celorlalte mă face să o scad la un 5. 5. E de trecere 5. Chiar, se trecea cu 5. De trecere, da. Mai spunem tu o materie. Dau tot eu până cele, te gândești. Okay. Sunt cele care ar fi trebuit să dezvolte, nu doar să întrețină orașul, și aici aș da 3. Dezvoltare. Bun. Da, dezvoltare. Aici aș da 3. Dacă mi-arată cineva argumentat. Dezvoltarea, haideți să înțelegem povestea cu rețelele termice, atât de comentată în ultima vreme. Termia. Termia. Eu am argumente pe care le-am susținut și într-un dialog pe acest subiect cu primarul Chițac. Eu am argumentele mele. De ce pleacă de la cum verificam noi termoficarea în Constanța de la nivelul comisariatului pentru protecția consumatorilor? Multe reclamații, știți că apa nu e caldă, vine târziu, bla bla, și tot ceea ce pe bună dreptate reclamau constanțenii. Și am rugat pe cei din conducerea acestei structuri, mult înainte ca primarul Chițac să fie primar, să avem o întâlnire, aflând că sunt blocări în Constanța, nu puține, în care abonații acestui sistem sunt un număr foarte mic. Ceea ce înseamnă că generăm pierdere pentru un consum redus de agent termic. În momentul ăsta, dacă ajungi primar, mâinile legate pe subiectul termie, pentru că avem semnat, și mă transform într-un avocat al diavolului, avem semnat contract de execuție pentru CET, nou. Perfect, Doamne ajută să și fie. Și termia continuă. Ești legat la mâini, n-ai ce nu, să faci. Nu, ci eu n-aș mai risipi agent termic, pentru că acest du-te vino de agent termic, apă caldă ducându-se, întorcându-se rece, prin efectul recirculării, generează consumuri. Dacă am unul sau mai multe blocuri în care mai am unul sau doi abonați, discutasem în birou cu reprezentanții termoficării din Constanța și cu reprezentanții, uneia dintre furnizorii de gaz de aici, cred că mai simplu ar fi, știu teoria, protejarea mediului pe care și-o dorește primarul Chițac, dar eu cred că mai ieftin este, pe bani eventual ai furnizorului de gaze, să punem centrale de apartament acolo unde mai avem o familie din 300 într-un ansamblu de blocuri, ce generează, repet, niște pierderi pe care le plătesc toți ceilalți. Și atunci trebuie, spuneam și am argumentat că trebuie reinventate centrele, punctele termice de cartier și ele să devină prima sursă de apă foarte caldă. Adică agentul termic să vină de la CET, cum spui, la o temperatură care să ușureze munca punctelor termice, dar aceste puncte termice să ducă la blocurile unde se justifică transportul agentului termic. Adică ori asta această e o soluție hartă combinată peste CET-ul nou pe care îl face primarul Chițac, vii cu reabilitarea punctelor termice. Cu siguranță, dar este nevoie, am învățat, apa se răcește, indiferent cât de fierbinte pleacă de acolo, ea scade pe... Dacă ai conducte izolate, cum spune primarul. Indiferent, că așa... indiferent cât ar fi de izolate, efortul unui CET să facă apă de 80 de grade, proporțional inclusiv cu poluarea,
este mai mare decât a duce cu centralele moderne în condensații și toate cele care au, nu știu, tot felul de atribute de a aduce un consum redus. Dar, repet, mi-e greu să cred că după ce unii dintre cetățeni au investit într-un sistem de încălzire propriu apartamentului, centrală de apartament, o să-i convingem noi peste ani să renunțe, pentru că românul este conservator. Și atunci, cred că ar trebui eliminate toate aceste pierderi, trebuie să ne asumăm faptul că va continua un proiect ce mi se pare că s-a făcut pe repede înainte cu înlocuirea țevilor de la coloana principală. Adică ceea ce noi vedem acum este vârful iceberg-ului. Da. După aia va trebui să plece săpătura către fiecare dintre blocuri, după aia trebuie refăcută instalația din fiecare dintre blocuri, cu toate că aparține asociației de proprietari, pentru că nu poți să vii cu o anumită presiune mai mare decât cea de până acum și să nu te aștepți că o să crape țevile din subsol. Asta înseamnă alt haos. Înseamnă un haos început din punctul meu de vedere, ce ar fi trebuit gândit mult mai bine, nu pe repede înainte. Bun, hai să nu luăm fiecare subiect din ăsta, pentru că probabil îți vei construi un proiect de campanie și atunci o să luăm pe rând toate astea. La nivel de dezvoltare, că vorbeam de dezvoltarea orașului, în ultimii 4 ani, nota pentru primarul Virgil Chițac? 3. Bun. Deci, ok, am eu un alt domeniu. Nu am, economia nu orașului privit, nu vreau să fie privită ca o poveste de campanie și răutăcioasă. Nu există argumente. Cred că unul din segmentele prioritare ale dezvoltării orașului trebuie să fie turismul. Haideți să ne întoarcem cu 30 de ani în urmă. Mamaia era una dintre cele mai vizibile stațiuni la nivel european. Ce mai poți să-i faci Mamaia în momentul ăsta dacă mâine ești primar? Dacă Horia Constantinescu mâine este primarul. Nu pot să spun în emisiunea ta, pentru că voi ieși cu acest proiect de campanie și vreau să înțelegeți ceva. Nu o să vin cu fantasmagorii în fața cetățenilor. Va fi ceva care să întoarcă pe dos tot ce știm despre Mamaia în momentul ăsta. Da, pentru că Mamaia la acest moment trebuie resuscitată. Asta a făcut și Radu Ștefan Mazăre în anii 2000. Nu cred, foarte tare, nu cred foarte tare în proiectele de atunci, pentru că au antagonizat categoriile de turiști. Discutam acest lucru și în pauza, în pauza înainte de emisiune. Eu cred că fiecare destinație turistică trebuie să aibă o predictibilitate, să se adreseze unui anumit segment de turiști, pentru a-i face să se întoarcă pe străini în Mamaia, pentru a-i face să se întoarcă pe turiști. Asta face George Mândilă în momentul ăsta. Se duce cu OMD-ul pe la toate târgurile de turism. Paris, Berlin. S-a întors și cu vreo sacoșă de turiști? Că nu păi văzut. O să vedem din 9 iunie încolo, că începe și sezonul odată cu alegerile. Eu aș promova Mamaia Land of Contrast. Țara contrastelor. Okay. Lângă blocurile de zeci de milioane de euro sau hotelurile în care s-a investit și au cartierele de casă. Nu neapărat cartierele de casă, eu mă refer la ce comerț găsești. Mamaia găsești toate categoriile. Suntem într-o pisică albă, pisică albastră, să spunem, ca să nu fie pisică albă. De la pizza la churros și la porumbul fiert. La porumbul fiert, la urlete de pe plajă, vinul la porumb. Cred că mai bine aduci vânzătorii ambulanți și am discutat cu comunitatea din poziția de protecție a consumatorilor, le dai centre de despăpușare și vezi cum ambalează porumbul, ca să nu negăm realitatea. Indiferent de orice, vânzătorul ambulant va fi acolo. Mai bine dăm genți ca celor de la curieratul cu alimente, stabilim o zonă, stabilim că nu trebuie să urle, pentru că dacă noi negăm realitatea și venim în fața Constanțenilor să spunem, trebuie să eliminăm. Păi ce facem? Pe scurt, pui că vrei disciplină în Mamaia. Fără discuție că da, și mai mult decât atât, să se vândă șaorma, dar în condițiile în care unul dintre turiștii străini ce aleg să coboare hotelurile la care au plătit bani nu puțini, să nu îi se poară ca nimerit într-o variantă săracă a Bangladeshului sau a Pakistanului. Este nevoie să punem la masă operatorii economici de la cel mai mic la cel mai mare, să înțelegem că de la fațadă până la modul de servire trebuie reînsuflețit. E și prost reglementat în momentul ăsta da, comerțul în Mamaia? Da, pentru că viceprimarul, am mail-urile, atenție, eu când am plecat din primărie, pe bună dreptate, n-am furat nimic, mail-urile transmise de mine, trebuie să facă parte din arhiva personală. Am discutat cel mai vehement, și eu spun cu subiect și predicat, nu pentru că sunt în campanie electorală, cel mai vehement împotriva regulamentului comercial din Constanța a fost viceprimarul Cocargeanu. La un moment dat avea în jurul dânsului o doamnă pe care o numea mama tarabelor. Am explicat de ce nu mai trăie tarabe cu tatuaje. Aduceți-vă aminte că în perioada în care am lucrat acolo au dispărut tarabele cu tatuaje. Doi dintre cei mai vehemenți tatuatori m-au întrebat ce să fac. Și am zis, păi cam cât dați chirie pe o tarabă? Mi-au spus o sumă. Cam cât dați pagă ca să vă nimeriți locul bun? Deci nu vreți să vă închiriați un spațiu la aceeași bani al vostru?
Și au venit la primărie și au spus că a avut dreptate. Pentru că acum, fiind un salon de tatuaje temporare, oprea și o altă categorie de turiști cu încredere. Că nu se mai tatuau în stradă. Exact. Și atunci trebuie să dăm fiecărui segment social, să-i umplem cumva burtica pentru a nu fi hămesit și a se gândi la alte lucruri. Uite politică social-democrată. Da. Umplem burtici. Păi și nu asta trebuie? Nu asta trebuie? Nu știm că oamenii... Slogan de campanie. Ai nu, descoperit. Nu, n-aș vrea. Îți umplem burtica oricine ai fi. Eu cred că fiecare adică sună, da, sună chiar ok. Eu cred că fiecare dintre aceștia pentru a limita furturile, pentru a limita tendințele negative. Și atunci oamenii în general fură de foame. Oamenii în general fură din neajunsurile cu care se confruntă. Sunt mulți părinți care și-ar vrea copiii mai bine îmbrăcați și mai bine hrăniți și atunci aleg varianta, neavând o oportunitate clară pusă pe masă, aleg varianta și drumul greșit. Uite, așa am ajuns la drumul greșit, la tot ce înseamnă siguranță publică în oraș. Bun, înainte de siguranță publică, nota pentru turismul în Constanța și Mamaia în mandatul lui Virgil Chițac. 1. A copiat. Nici măcar n-a copiat. E punctul din oficiu. E punctul din oficiu. Bun. Mergem la siguranță publică. E Constanța un oraș în care se respectă legea și hotărârile de Consiliul Local? Depinde la care lege faci referire. În general. Nu, așa. Era o glumă. Legea cărei categorii sociale. Știți că se spune legea străzii, legea aia. Da. Cu siguranță răspunsul este nu. Este nevoie de o mult mai bine dotată poliție locală care să vâneze aruncatul gunoiurilor pe câmp, să nu vâneze respirația constanțeanului, să-l asculte cu urechea și dacă nu respiră sacadat sau cum îi se ordonă să-i aplice acestui amendă. Cred că lupta trebuie dusă cu balaurii pe care pare că actuala structură o evită, în sensul în care lucrând cu ei am ajuns pe plaja Modern, știți că acolo construcțiile erau alambicate. Am venit cu o soluție. Hai să le containerizăm. De ce? Să aibă toate un aspect și uitați-vă că unii dintre operatorii economici, în virtutea acestor discuții, de ce am ajuns acolo? Pentru că poliția locală a uitat că plaja de acolo este în jurisdicția primăriei și nu a ajuns la fiecare dintre ei. Uite, în prima toamnă, să zic, ajunge. Deci nu civilizăm, Constanța la nivel de cetățean, ne ducem doar la balauri? Cred că Constanța avem o problemă de disciplină inclusiv. Nu cred că vreunul dintre polițiștii locali nemți, germani, când merge în oricare dintre orașe, stă în cârcă, suflă ca să nu au niciun muc de țigară pe în stradă. În Constanța polițiștii locali nu prea coboară din mașini. Dar înveți, fiind puterea exemplului a orașului în care te afli, înveți că anumite lucruri nu le faci. Aș avea nevoie alături de oricare dintre echipele despre care am vorbit până acum. Pentru că poți convinge pe cel care face un comerț de proastă calitate, pe cel care cumva prejudicează imaginea orașului, că varianta transparentizării activității îi aduce siguranță și predictibilitate financiară, îl asigură că în fiecare vară va duce bani acasă. Eu aș spune celor din zonele, să spunem, defavorizate comercial, cărora le-aș găsi soluții, că e cazul să învețe să măture în fața magazinelor, spațiilor comerciale. Așa nenorociții ceva din Străinezia își spală, mi se pare mult până acolo. De ce spun acest lucru? Scăzând suprafețele acestea, 2 metri în fața magazinului, mi se pare oriunde, că vorbești de Istanbul, de Paris, de oricare dintre țări. Din ce plătește primăria pentru... Pentru salubrizare, scăzând această... Ai putea să dezvolți lucruri, ai putea vorbi cu firma de salubrizare și ok, am făcut asta acum împreună, pe banii ăștia care s-au redus din facturi, haideți să ne apucăm să curățăm cu totul alte zone. La nivel de siguranță, deci, nota pentru Virgil Chițac este? N-aș vrea să se răsfrângă și asupra polițiștilor locali, pentru că știți cum se spune, peștele de la cap se împute. Dăm o notă de trecere, pentru că există totuși, ca peste tot, și oameni care își fac treaba foarte bine și în această structură. 5. Cu indulgență. Curățenie. 4,50 ca să 4,5. Fie 5 din inerție. 4,5. Curățenia orașului Constanța. Cum ți se pare că a evoluat sau involuat în ultimii 4 ani? A evoluat și știu și de ce spun acest lucru. Voi vrea să fac un material pe pagina mea de Facebook pentru a arăta ce a schimbat lucrurile acestea. Am făcut parte din acest algoritm. Este un lucru asumat măcar de către o parte din cei angrenați și anume astăzi sunt mult mai ordonați cei care fac curățenie. Un minus mare al primăriei Constanța, cu subiect și predicat,
mă uit care este camera, mă uit în ochii celor care ar fi trebuit să cadastreze genele de gunoi, a dus la multe certuri și la multe efervescențe în primărie, pentru că am cerut acest lucru, trebuiau aduse în 2024, ele au rămas în anii 90 de împuțenie. Dacă vă aduceți aminte, când m-am jucat de-a directorul general în primăria Constanța, s-au spălat cu DCG biodegradabil în repetate rânduri, am filmat și o să fac un montaj din ele. Nu același lucru s-a mai întâmplat, de ce? N-au scurge și nu se poate investi neavând cadastre, nu au cum să fie proiectate unele noi pentru că neavând cadastru, nici al cui e terenul. Ei, iată că au trecut doar trei anișori, decât trei anișori, în care încă nu s-a întâmplat nimic. Și atunci, ce să mai vorbim de eventual îngroparea genelor de gunoi? Eu acum știu că sunt une mari între blocuri. M-au jurat multe dintre asociațiile de proprietari când am spus că trebuie să se dedice selecționării gunoiului. Într-o bună zi o să înțeleagă toți cei care mă contestau că scoaterea simplă a plasticului, a peturilor, reduce volumul cu două treimi. Acum se vorbește la nivel european de această obligativitate. Vedem în spațiu public că peturile ne-au inundat viața, granule de plastic apar în aer, în apă, peste tot. Eu doream ca lângă fiecare zonă de ghene, să le numim, să avem un centru de colectare pentru a-i spune fiecăruia dintre cetățeni, nu mai amestecați plasticul, aduceți la noi. E, acum iată că au apărut obligatorii mașinile și eticheta. Eu spuneam în 2021... Pe lângă asta e o problemă cu blocurile mari din Constanța, blocurile turn, care au o singură ghenă, un singur tub volumul, de colectare. Volumul, nu, și eu le propusesem să ia legătura cu cei care se ocupă de colectarea gunoiului selectiv, plastic, aluminiu. Discutasem de la nivelul primăriei Constanța aceștia să recompenseze, nu numai să nu ia bani. Pentru că în momentul când scade volumul, cel care reciclează gunoiul, banii încasează reciclatorul. Îmi doream, repet, ca să mă întorc în jurul, în ghenele acestea foarte mari, să ai ghenele îngropate pentru menajer, racordate la o scurgere în așa fel încât să poată fi tot timpul spălate sau capsulate, rezervoarele să le ridici și să nu lase zeama aia care pute atât de tare vara și imediat, pentru că ai fi avut teren, să ai centrele de colectare la care fiecare dintre cele... Acum iată că mergem cu sticla la supermarket și nu ni se mai pare o presiune, chiar ni se pare inedit. Eu dorim să aduc ghenele acestea inteligente între blocuri încă din 2021. Eu unul, îți spun foarte sincer, că nu duc nicio sticlă la niciun supermarket. Pentru că mi se pare, sincer, peste mână. E consumator de timp. Și nu l-am. De aceea voiam să și n-am nici răbdarea să mă duc să-mi iau aia 50 de bani. Prefer să iau unul. Și nu dar că... o asociație de proprietari, dacă ar strânge plasticul de la tine, mult mai ușor depus într-o ghenă dedicată plasticului sau aluminiului la scara blocului. Mi-au spus atunci mulți dintre președinții asociației, domne, tu ne ții bolile, domne, plasticul nu putrezește, tocmai asta e problema plasticului, că nu putrezește, deci nu generează, nu e o carne fermentată. Curățenia are nota cât? Păi nu vreau să-i jignesc pe cei de la Poralița căror activitatea a crescut simțitor. De ce spun simțitor? Facem școchiu, pentru că nu vrem să-i jignim pe cei. Nu, pentru că haideți să ne uităm, sunt mult mai mulți măturători astăzi în Constanța. De ce totuși să nu ne asumăm? Era 107 în 2021, acum apar mult mai mulți, nu știu exact numărul. Deci Polaris nu e una dintre căpușele orașului, cum vorbeai la început. Nu cu siguranță, pentru că tarifele au un regim foarte special de stabilire, zona salubrizării, au niște coeficienți legali, au niște cu totul. Fără să ne atingem de activitatea operatorului de salubritate Polaris, pentru nota faptul pentru chițac că este... ghenele și colectarea gunoiului încă nu se face așa cum ar trebui, la fel nota 1. Nota 1. Hai să mai vedem un domeniu, că e foarte important. S-a vorbit despre un primar eminamente pro-business, spunea domnul Chițac în 2020. Și eu sunt Lucifer, am... El e îngerul. El spunea că va fi... Ai văzut în desene animate, pop, apare un îngeraj și pop, apare un drăgușor și pop, umărul, și un iepuraș. Da, și un iepuraș. Pe umerii constanțenilor. Economia orașului ăstuia. Derivă, că dacă toți suntem într-o zonă mare. Economie. Un centru vechi, nepromovat suficient. Dacă e domnul vine... Mândilă, se ocupă acum de OMD Constanța Mamaia. Eu nu vorbesc, atenție... Atâtea lucruri minunate are Constanța de oferit trecute în umbră, pentru că nu apar pe niciun traseu turistic. Am vrut să luminăm statuile cât am lucrat în primăria Constanța, să se refacă monumentele. Știu că s-au avut niște contracte alambicate, nu mai înțelegea nimeni nimic.
mergi în Grecia și îți spune că pe piatra asta a zăcut Zeus 3 minute, pentru că după aia a plecat și a venit Apollo. Și pe piatra și... de lângă a făcut Hercule pipi că nu mai putea să... Da. Exact. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește turiști în cazul nostru. Noi nu avem această nici mână întinsă pentru că nu avem povestea orașului Constanța. Mi-am imaginat la un moment dat și am discutat în campania din 2020 că trebuie să dedicăm minorităților și vedeți teza de campanie, nu știu, poate unii neinspirați vor fura ce am făcut eu atunci. Am spus că minoritățile ne ducem în New York și vedem mica China, mica Italie. Noi avem nevoie de însuflecirea acestui atribut spectaculos al Constanței, multiculturalismul. Nu-l folosește deloc. Ionuț Rusu știe că am avut niște discuții și anumite proiecte. Le-am gândit împreună pentru că vreau să fiu simpatic și spun împreună pentru că avea poziția ce putea susține proiectele respective. Noi avem nevoie să scoatem la lumină lucrurile spectaculoase, nu locuit. Eu n-am auzit turist străin care zică, băi, from America, ai văzut că în Constanța am locuit bordurile de la gară, let's go to Constanța. Asta îl întrebam pe domnul Rusu că atunci când vorbeam despre marele bulevard Lăpușneanu și marea finalizare a bulevardului Lăpușneanu. Și că Lăpușneanu, fac rezervări în draci americani. Ce e definitoriu la bulevardul Lăpușneanu? Că Champs-Élysées nu devine. Americanii vor să vină să compare cu Champs-Élysées. Au zis, domnule, parteuri ca în merdelerenările de pe marginea Lăpușneanu nu găsim, mergem tu Constanța. E jenant pentru că alături de aceste proiecte bune, nu spune nimeni că nu sunt bune, nu mai vine nimic. E fardul de proobrazul mămăiței pe care noi încercăm să o promovăm. Aici poți beneficia de experiența și paternitatea proiectelor ăstora, avându-l pe Decebal Făgădău în echipă, care a spus că e mândru de proiectele lui. Este normal, eu spun că după ce am fardat-o pe bătrânică, am uitat că asta e aproape moarte. Are ea și ciorăpei de plasă prin Mamaia pe acolo, cluburile. Are ciorăpei de plasă, are un tocușor. Dar ea nu mai are plămânuți. Ea nu mai are plămânuți. E tebecistă, pentru că acum nu mai respiră plămânii dezvoltării despre care vorbeai. Nu mai respiră direcția comercială promisă. Are Constanța potențial doar turistic în economie sau mai poate și altfel să se dezvolte? Voi ieși cu niște proiecte în care voi arăta că este eminamente necesară o zonă industrială. O zonă care s-a mai promis un parc industrial care nu s-a făcut. Am mai merge la Paris, ai mai fost, nu am mai vrut. Suntem în aceeași situație, tocmai de aceea. Noi avem știți cât are de oferit Constanța? Enorm de multe, mă refer la nivelul județului. În loc să cumpărăm lucruri din alte țări, eu cred că ar trebui cumva să fie o mare confrerie a primarilor. Uite, cel de la Lumina are legume, ăla de la 23 are... Încet, încet să învățăm să păstrăm banii în interiorul județului lucru. M-am prins acum de ce candidează Cătălin Grasa. De fapt, în spatele lui Cătălin Grasa, care se va așeza cumva pe genunchiul tău, vei fi tot tu. Adică echipă. Va vorbi cu cuvintele tale. Nu, va vorbi cu cuvintele lui, ideile noastre. Am înțeles. Am înțeles. Bun. Pantalonii noștri, este... știi bancul, nu? Cu pantalonii noștri. Nu. La divorț dăm... Fiecare dăm pantalonii mei, după căsătorie, doamne, nu mai sunt divorțați respectiv și azi, acum știi că eu înainte împărțeam aile lui și vreau, dăm și mie, te rog, pantalonii mici. Acum sunt pantalonii noștri, suntem cam așa, da. Înțeles. La economie, nota este? 3? 3. Un singur domeniu. Vreau ca să luăm un exemplu flagrant, doveditor, pentru că ești avocat. Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare. Astăzi, fiind sâmbătă la prânz, o să mă duc să mă plimb pe Ștefan cel Mare pe toată lungimea lui. Să nu scadă ceva în cap. Să nu scadă ceva în cap. E pericol să-mi cadă ceva în cap? Pentru că se grăbesc să... Ani un bisect în politică, e anul în care mulți dintre primari încearcă să arate cât de performanți. Performanți. Vor să finalizeze. Da, tot, da, fericită. Da, fericire. Vor să arate cât... Și unii chiar împing într-un mod jenant și sper că Dumnezeu, uitându-se spre cei care fac astfel de alegeri și pedepsesc cetățenii din oricare dintre orașele ce aleg varianta asta, trag de un proiect ca să-mi ies cu el, bătându-mi joc de soarta cetățenilor din localitatea respectivă. E un proiect pe repede înainte. Eu l-am discutat cu Virgil Chițac și am spus așa, a fost ideea mea și mi-e martor Dumnezeu. Cea care a fost ideea? Să public să spună. Ca înainte să implementăm dalele, să vedem dacă nu cumva ați dat autorizații. Și mi-a zis, tu visezi orașe perfecte, într-o ședință mult mai mare. Și a zis, mi se pare normal, pui dalele
Și după aceea îți dă seama, aranja ca s-a spart tot seama. Nu vrei tot ce e dedesubt să aducem la nivelul la care să eliminăm riscurile pentru a nu fi nevoiți să ne batem în joc de un proiect european. Dar s-a întâmplat asta. Păi s-a pus Dallas, s-a scos Dallas, s-a pus Dallas, exact Dallas. Ceea ce s-a întâmplat. În loc să săpăm o dată, să vedem tot, să punem un capac de beton, să lăsăm zemlile, să facem cum trebuie. Lucrurile astea, iată, generează pagube. Discutam tot atunci, domnule, hai să ne imaginăm ce înseamnă ca fiecare dintre proprietarii de clădiri, când în fine ai dalele curate, să-și pună schele în mod așa să se apuce să renoveze. Nu vrei. Există o lege a urbanismului care obligă proprietarii de clădiri să protejeze ceea ce se întâmplă și din perspectiva imaginii urbanistice a unor oraș și din perspectivă tehnică. Și am zis, dacă toți vin după aceea să renoveze, vor distruge tot ce s-a întâmplat. Haideți să facem din acești fan cel mare o arteră de promenadă emblematică. Și atrăgeam atenția că lipsesc locurile de parcare din zonă. Românii sunt obișnuiți să intre cu mașina în McDonald's, să nu stea la McDrive ca să-și ia exact sandwich-ul pe care, nu știu, consideră că va fi Ștefan cel Mare emblematic? Are potențial să devină emblematic? Cu siguranță, da. E trebuie junglă urbană sau va fi junglă urbană acolo? În sensul amenajării cu foarte mult verde. Eu cred că trebuie dat fiecarei zone imaginea specifică. N-aduci parcul pe stradă și strada în parc. Și atunci trebuie să fie o zonă estetică și avem deja foarte multe exemple. Nu știu de ce avem tendința redescoperirea pe calde și a roții. Ai zonă de promenadă în Barcelona, în orașe teoretic similare ca destinație turistică. De ce să ne apucăm noi și nu mergem să ne inspirăm, să stăm de vorbă cu primarii altor orașe, să aflăm ce a traversat administrația publică de acolo până a reușit să își găsească direcția foarte bună. Noi avem tendința, mă refer la nivel național și încerc să spun noi pentru că românește, nu noi pentru că mă simt din această categorie. Asta mă gândesc eu mai bine. Exact. Domn, da. Principiul zugravului, ăla nou care vine și ce a făcut, mă? Păi nu fac eu. Și vine al treilea și tot timpul lucrurile se... Nu, eu cred că avem obligativitatea. Și de asemenea, spun uitându-mă în cameră, am fost cel care a înlesnit comunicarea dintre primarul Chițac și primarul Negoiță la sectorul 3. Există o astfel de comunicare? A fost atunci sugrumată ulterior. Am zis, domnule, este cea mai digitalizată primărie. Vă aduceți aminte, domnule Chițac? Cea mai digitalizată. De ce vrem noi să luăm niște specialiști? E primăria care... Constanța digitalizată? Nu, măcar suficient. Noi suntem la ABAC. La nivel suntem de ABAC. Economia 3. Ștefan cel Mare, ce notă îi dai lui Ștefan cel Mare? Aici, mamă, sună groaznic, dar nu mă pot abține. Te rog. Vorbeam de mămăița care abia trăiește și care are plămânii tebeciști și astea. Aici este exact ca aplicarea fardului la un mort. E peruca pe care și-o pune. Nu, nu, e la un mort cu tot. Ștefan cel Mare, dacă ai lipsa de inspirație de a ridica ochii din pământ și vezi cum ar fi putut, în condițiile în care știi că prin legea aceasta a fațadelor, așa numită, primăria poate sprijini și finanța renovarea tocmai pentru a arăta bine. A făcut-o, din ce știi tu? Nu, cred că nu. Măcar am deschis. Am în corespondență. Eu am început cu 0. Punem 0,5 ca să fim 0,5. Da, ca să-i meargă unul la medie. Știi cum erau cu altfel. Înțeles. Da. Bun. Nu știu dacă vezi lucrurile altfel, dar să și pietrele puse pe jos în grabă. Dar uite, pietrele pe am jos. Acasă o soție care spune că arată minunat Ștefan cel Mare. Oameni buni, saltul este de la minus 10 la minus 2 și au ajuns constanțenii să se bucure că s-a făcut ceva. Nefiind, cum să spun eu, nemți în evaluarea proiectului. Plecam ieri, am fost să mă întâlnesc cu niște prieteni și am luat-o pe partea cealaltă a renovării, pe zona Mircea cel Bătrân. Și acolo lucrurile, dacă te uiți cum sunt puse dalele alea, nu știu, fiul meu într-o joacă cu colegii lui de clasă, cred că le puneau măcar fanii. Din păcate, decontăm graba aceasta și superficialitatea și atrag atenția asupra următorului fapt. Nu poate fi condusă nicio afacere, nicio activitate, nici familia, absolut nimic, fără prezența celui care se elijează la fi conducătorul, capul familiei, toți cei care administrează afaceri. Nu poți conduce o afacere prin telefon sau din birou de asfaturi. Observ că ceea ce încercam eu să fac cu primarul Chițac, să ieșim pe stradă împreună, proiectele Raja de Paurel Vlaicu, aduceți-vă aminte, din nou mă uit în ochii lui și sper să aibă verticalitatea, pentru că nu cred
că va coborî la micimea, dar nu recunoaște acest lucru. Am zis, nu putem dacă nu mergem să ne vadă măcar ăia cu care lucrăm. Vita, ungrașa, ochiul stăpânului. Exact. Acum văd și lăsați-mă să râd. Îmi cer scuze, domn primar. E jenantă apariția pe Instagram cu privirile așa. Eu îmi fac poze din astea, imagină că m-am prins că plac, dar nu se potrivesc unui primar. Nu ne uităm ca și pe cum. Haideți să ne uităm. Domnul primar are poziția cu mâinile în sân. Nu numai poziția cu mâinile în sân. Eu cred că este o poziție a deznădejdii. Știi cum pun unii să uite după s-a stricat. Da, într-adevăr. E ireparabil. Foarte pe spur, pentru că suntem sub puterea degetului din rețelele sociale. Hai să vorbim despre contracandidații tăi. Dar foarte pe scurt, vreau să-mi caracterizezi în maxim 3 cuvinte care să aibă eventual subiect și predicat. Virgil Chițac. Amiralul fără flotă. Amiralul fără flotă. L-au vândut proprii subalterni și au bătut joc de el. Altfel ar fi I-am fost, spus asta. Altfel ar fi fost un primar bun? Nu să comentez neapărat în privința lui, dar cred că ar fi trebuit să înțeleagă că echipajul de pirați cu care încearcă el să conducă corabia trebuie aruncat de mult peste bord. Am înțeles. Stelian Ion. Adolescent întârziat. Ok. Felicia Ovanesian. Mai bărbată ca mulți dintre cei care se pretind a fi. Ovidiu Cupșa? Bărbată în sensul atenție mare, spun la nivel de verticalitate. Pentru mine a fi bărbat înseamnă să ai onoare. Poate un comportament, nu știu, nu neapărat potrivit, poți să fii și bădăran, dar bărbat înseamnă să ai onoare. S-ar putea să se supere niște femei pe tine, pentru că să transformi în bărbat o femeie care are onoare. Nu transformă în bărbat, ce vorbesc din partea... Sau să-i dai atributul bărbăției unei femei care are onoare. Am spus comparabil ca mulți bărbați care... Ar fi trebuit să fie în mod natural. Este un om cu care ai ce dialoga. Este un om cu care nu-i înțeleg acum efervescența în raport cu primarul Chițac. I-am spus acest lucru. Arată că este și vorba de o frustrare personală în condițiile în care un om ca ea, abandonând răfuiala cu Chițac, ar putea pune pe masa constanțenilor proiecte Din perspectiva bună a unui jurist de succes sau unui avocat. Pare de succes. Că mai degrabă se răspăiește cu Stelian Ion. Exact. Că tocmai eu sunt un observator al tot ce înseamnă rețele sociale și de la toată zona politică. Stelian Ion. Și acum a devenit om politic și Felicia Ovanesian prin candidatură. Pare că mai degrabă se războiește cu Stelian Ion decât cu Virgil Chița, care este denumit cumva ca o mângâiere, un meșter Manole, care până la urmă a terminat ce a avut de terminat. Bun. Cine a terminat ce a avut de terminat? Meșterul Manole, după ce a zis Stelian Ion, ca aș fi vrut să-mi spui ce a terminat meșterul Stelian Ion. Nu știu, despre Stelian Ion, dacă a început și a terminat. Ai zis adolescent întârziat. Întârziat. Eram la Felicia Ovanesian și te-ai dus... Își trăiește adolescența încă prin prisma... Te-ai dus automat tot la anti-Stelian Ion. Ok. Adică în ce sens? Vorbind despre Felicia Ovanesian, că îl atacă mai mult pe Stelian Ion decât pe Virgil Chițac. E mult mai verticală, nu mult mai verticală. Felicia Ovanesian are o verticalitate pe care trebuie să ne asumăm cu toții. Sunt proiecte pe care ea l-a scos la lumină ca fiind nu în ordine în ceea ce a lucrat ea în primărie, pentru că n-am lucrat la cabinetul ei sau fiecare și a fost de treaba lui acolo. Dar între Felicia Ovanesian și Stelian Ion, cei care nu mă simpatizează sau nu simpatizează pe ceilalți, ar trebui să o aleagă pe Felicia Ovanesian. Felicia Ovanesian este un avocat reputat, să ne înțelegem și ne putem, mai ales tu că vii din aceeași... Negat niciodată asta. Spun eu, știu că a lucrat în anii de demult, mi se pare chiar cu Cervenii la București, a fi parte din cabinetul Cervenii atunci însemna... A fost o onoare. A fost o onoare. O onoare. Deci nu poți pleca cu dreptul de viață și pe de-a lungul vieții să ajungi cu Iștean Gard. E o carte de vizită. Eu l-am avut maestru pe celebrul Sorin Calafus aici în Constanța. Care la fel, și atunci eu cred că din ecuația asta, un loc prioritar în... la bloc startul acestei curse ar trebui să-l aibă Felicia Ovanesian în raport cu Stelian Ion. Mai ușor mână asta să ai accidentată și stătea comod pe... eu cred că are un loc meritoriu Felicia Ovanesian, inclusiv în raport cu Stelian Ion. Amândoi fiind juriști, atenție mare, o nulitate, într-o parte, spun nulitate pentru că nu știu dacă a scris cărți sau a asistat în afară de niște contracte favorabile cu primăria în tinerețe, Stelian Ion,
nu are o reputație nici măcar ca jurist. Dacă întrebe astăzi 8 din 10 magistrați cum a fost ca ministrul al justiției, nu înțeleg ce s-a întâmplat cu ministrul justiției. Și vreau să înțeleg, el a avut pe Cocargeanu în primărie. Ce proiecte a pus el pe masa lui Cocargeanu ca la rândul lui să le pună pe masa Consiliului și să fie benefici Constanților? Se plimbă acum ca vodă până lobodă și sunt cei doi care ne arată ce se întâmplă în Constanța. Șefule, păi tu ai avut om în Consiliu, alo? Și uite așa am ajuns la Ovidiu Cupșa. Ai oftat adânc. Nu știu, încerc să nu fiu foarte bădăran. Lasă-mă. Nu. Bădăran, ok, atunci fii doar bădăran. Mie mi foarte. Se pare, dar vreau să-mi spui sincer. Mie mi se pare, și am mai spus, cred că într-o emisiune și după aia mi-am dat seama că am fost destul de răutăcios. Nu știu dacă folosești, dar mi se pare că folosești o variantă de înegrire a părului. Așa mi se pare mie. Nu știu dacă văd sau nu văd bine. E posibil. Mie așa mi se pare. Adică dacă ne uităm la destui politicieni folosesc astfel de variante de înnegrire a părului, e celebră bucata din interviu de la Denis Rifai cu domnul Oprea, care vorbește despre cum soția îl pensează și sunt bărbați care țin la imaginea lor de juni cu pana corbului, probabil. Comandante, te rog. Viața merge într-o singură direcție. Ne apropiem acum de Paște, reînvierea este fundamentală pentru religia din care eu cel puțin fac parte. Dar eu cred că este un mesaj pentru a înțelege de ce trebuie să respectăm în continuare niște reguli. Oamenii care neagă și își doresc să o ia pe drumul invers, așa cum s-a întâmplat cu Iisus Hristos, e blasfemic pentru societate. Un om care nu are încredere în sine, în evoluția pe care a avut-o, fie din perspectiva vârstei, socială, financiară, oricare dintre ele, nu poate promite celorlalți că va veni cu încredere în fața lor, pentru că el tocmai își neagă. Asta ar fi una dintre povești, am spus-o și în cadrul altei emisiuni. Maimuțăreala nu aduce în burticile cetățenilor constanțeni nimic. Fezabilitatea proiectelor și modul în care le-ar implementa. Merge vodă până lobodă și cu vărsul se plimbă și ne explică ce e rău. Știm toți ce e rău în Constanța. Dar eu nu mai vreau fantasmagorii și cred că nici cetățenii constanțeni. Vreau să spunem lucrurilor pe nume. Fac asta pentru că asta cu banii ăștia, cu finalizare în ce termen. Haideți să facem un contract, dacă au curaj, cu constanțenii, cu proiectele pe masă, termen de implementare. Atrag atenția că... Promisiunile voastre electorale exact asta sunt, un contract social. Teoretic da, dar unii n-au nicio scuză. Și apelează la faptul că anul bisect în politică mai vine peste 4 ani, în condițiile în care, îți dau un exemplu, în autoritatea pe care am condus-o, am normat munca cu avizul autorității funcționarilor publici. Nu mi se pare normal să vii la serviciu să ai de unde să pleci, nu mi se pare normal să vin fața constanțenilor. Uitați, mă uitam la când mai îmi apar, că probabil sponsorizează apariția. Uitați ce e aici. Ne agățăm de macarale sau nu știu ce. De copaci, de copăcii. Da, de copăcii, mâncăm. Jur, ne-am întors în anii 90. Haideți să spunem constanțenilor cum vedem noi soluționarea problemelor lor. Și breteaua de la McDonald's, și mă uit în ochii lui Ionuț Rusu, a fost ideea mea cu susținerea lui în Consiliu. Cum să devieze, s-a mutat un pom, s-a mutat un stâlp de iluminat, n-au dispărut din primărie cei cu care am gestionat acest proiect. De ce? Că mi-a venit o idee bună și am reușit să o implementăm. Ultima cei doi întrebare. Nu vin cu nicio idee bună. Vin doar cu cancanistică. Am înțeles că a descoperit Sterian Ion, probabil a citit mămica lui la culcare, faptul că am o legătură cu familia Năstase. Păi între mine și el, eu sunt om extrem de asumat. N-ai negat asta niciodată. N-am negat niciodată. M-am mândrit cu faptul că l-am avut profesor în facultate pe Adrian Năstase, top profesor de drept internațional, pentru cei care au făcut drept, știu că nu există cursuri. Am putut și m-am mândrit cu faptul că am avut ocazia să fiu apropiatul dânsului când a fost prim-ministru, ceea ce înseamnă că nu eram din categoria imbecililor și nu am negat niciodată acest lucru. Mi-aduc aminte de povestea cu garsoniera. Mie nu mi-a dat Adrian Năstase, nu nicio garsonieră. Și Sterian Ion a fost asumat cu garsoniera și tu ești asumat. Nu știu dacă și-a asumat-o, că eu propusesem în campania trecută să dea chile unora care chiar au nevoie de un apartament. Dacă tot greșelile trecutului și tu le vei lăsa în urmă. Care greșeala, că am tot apropiat de... Eu n-am greșit cu nimic, nu m-am declarat tebecisc să primesc o casă ca să fac puntajul. Eu mă mândresc cu faptul că a lucrat cu Adrian Năstase. El nu știu cu ce se poate mândri, cu cine a lucrat.
Că nu știm nici ce a făcut ca ministru. Păi a avut ministru, a avut consilieri locali în alianță cu Partidul Național Liberal și proiectele lor sunt jenante. Mă băteam cu Cocargeanu că el credea că trăie tarabe. Populismul ieftin de a pune, fără măcar să te gândești cum îi ajuți pe cei care n-au posibilități, în mod real, nu transformându-i în niște oameni pe care să-i marginalizezi ulterior. Ultima întrebare. Pe taluzul Mării Negre, faleză, facem promenadă sau facem... Haideți, taluzul Mării Negre, ce zonă te referi? Plaja Modern? Plaja Modern și încă o dată spun, Sunt multe interese imobiliare acolo, între care chiar și președintele organizației PSD. Încă o dată spun un lucru, l-am tot repetat, sunt fiu de geolog. Când ne-am apucat să curățăm plaja, taluzul de lângă Plaja Modern, am observat că lipsește aproape cu totul fundația blocului Creion de pe partea cu taluzul. Și fiind fiu de geolog, am făcut câteva poze, le-am trimis tatălui meu și mi-a spus că este vorba de o alunecare de teren severă în zonă care ar putea pune în pericol toate clădirile din latura superioară. Trebuie întâi securizat. Ca să aflăm că săpându-se, nu știu ce, e o poveste de beton acolo spre port, am zis că a vrut să facă mol, o inepție, a secționat toate sistemele care preluau apele pluviale infiltrate. Nemai fiind preluate, apa a început să munte terenul. Înainte de a face orice, eu m-aș gândi la orașul Constanța. Nu vrem să securizăm. Uitați-vă pe latura spre centrul vechi, unde biserica grecească, unde de asemenea a căzut pământul până sub case. Se vede marginea casei. Te-am întrebat asta pentru că PNL și PSD Constanța sunt pe cale să voteze în Consiliul Local, dacă nu cumva chiar au votat, faptul că se va realiza o șosea de coastă. Dar șoseaua de coastă e jos, ce legătură are cu taluzul? M-ai întrebat de taluz. Șoseaua de coastă, mă refer acolo. Facem pe taluz, facem șosea sau promenadă? Nu, facem pe taluz, întâi trebuie să-l securizăm ca să fim siguri că blocurile... Și jos facem șosea sau promenadă? Eu cred că promenada ar trebui să facă. Nu văd aglomerarea. Haideți să plecăm de la realitate. Dacă facem șosea, toți vor vrea să vină acolo. Noi avem acum ambuteaje, adică blocaje de circulație pe Aurel Vlaicu, la intrarea în Constanța în plin sezon. Deci am mutat toată această nebunie. Avem pe Tomis, avem pe Lăbușnean. Eu vorbesc apropo de fluxe de turiști, da, care vor vrea să-i plimbe toți pe această șosea de coastă. Asta înseamnă că va fi un ambuteiaj dintr-un capăt în celălalt. Și atunci cred că va trebui să avem punctual parcări. Și a fost un proiect pe care l-am propus primăriei, dar notăm că a fost proiectul meu în această emisiune, parcare supraetajată la portul Tomis, unde e parcarea aia. Și o legăm și cu străzile din centrul vechi. Ăsta e un cal verde pe niște pereți pe care l-am tot văzut, ni s-a tot spus, nu s-a făcut. Nu, stai puțin. Parcare supraetajată în Constanța, în afară de aia, de la spital. Nu, lasă-mă să-mi dau o idee. Ai strada de sus din centrul vechi, pe care ai putea să o aduci la același nivel cu cel mai de sus etaj al acestei parcări supraetajate, ca să preiei tot afluxul de mașini. Și atunci îți intră suficient de multe etaje ca să poți pune la dispoziția turiștilor un transport cu o frecvență foarte mare de microbuze electrice, ca să nu umpli de poluarea pe care spunem că toți vreți să o combatem, toată această șosea lungă de coastă. Hai să le vedem pe toate puse pe hârtie la nivel de proiect, după ce începe și campania electorală. Am spus-o, este unul dintre proiectele, pentru că da, cred că trebuie șosea de coastă, cred că trebuie să existe, să împline falezele din America de mașini replici electrice mici, ca cele de Golf, au o caroserie de Hammer, de oricare dintre ele. Cred că va oferi un pol de distracție. Lasă-ți mașina, în loc să arunci sigara pe geam, lasă-ți mașina, închiriază-ți o astfel de mașinuță, fă un parteneriat cu primăria ca banii de acolo să vină și în buzunar sau faci o taxă suplimentară ca să vină să justifice această investiție. Eu nu cred că am făcut investiții în cadrul autorității mele, numai cele care știam că aduc plus valoare financiară. Nu mă apuc să desenez cai verzi pe pereți, cum spuneai, numai așa ca să arăt eu că sunt popular. Mulțumesc pentru primul interviu acordat în postura de candidat al PSD Constanța. O să ne mai vedem în următoarele 2 luni și jumătate până la alegeri. O să luăm pe rând domeniile și proiectele pe care o să ni le propui și în primul rând echipa, pentru că pe mine cel puțin și cred că și pe constanțeni. Și pe mine mă interesează echipa. Exact, echipa cu care dacă mulți dintre colegi dau sau și-ar dori să dea autogol, că am supărat că v-am trecut, cu siguranță nu pot să iau în echipa cu care voi juca. Și atunci, da, trebuie ales foarte bine între fundaș, mijlocaș, vârful de atac. Cât despre blat între PNL și PSD și dacă candidatura asta este blat între PNL și PSD, există două modalități de devoalare a blatului. Unu, ai să te voteze pe tine și nu mai e blat. Exact. Că dacă te votează pe tine, să facem altceva. În prima emisiune... exact ce nu trebuie. Sau doi, să nu voteze PNL-PSD niciun. Să nu te voteze nici pe tine, nici pe Chita. Eu aș vrea să voteze omul.
Eu aș vrea să voteze omul și realitatea din spatele sau din viața acestuia și mai puțin să se orienteze după cancanistica zonală. Subsumând, mesajul este votați omul, umple îmburtici, oricine ați fi. Doamne ajută, și este, mi se pare normal. Mulțumesc. Astăzi operatorii economici au burticile goale, mama aia. Mulțumesc pentru prezența la Constanța TV, Horia Constantinescu. Umplem burtici, oricine ați fi, votați omul, spune Horia Constantinescu acum la început de pre-campanie electorală. Vedem ce se mai întâmplă în 2 luni și jumătate. Săptămâna viitoare facem ediție de principiu live cu Dorian Hapurnea, cu comentariile voastre. Îi luăm la tocat pe toți oamenii ăștia care ne cer voturile și vor să ne umple burticile. Între alb și negru, sunteți voi cu ștampila în mână. Ne revedem săptămâna viitoare, joi.